Priviți-l cum se răbuie tablul la cei ce îl cumplesc scurui fund, cu ură în fața Domnului. El purcă în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preasfântă Treime, îți jertfim calea Sfintei Cruci pentru ca să cinstim și să lăudăm maestatea Ta, să-ți mulțumim pentru marele har al mântuirii și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o căință adevărată de păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Ajută-ne să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău, în așa fel ca să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Act de căință. Doamne Dumnezeul meu, mă pocăiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că mie am pierdut harul Tău și împărăția Cerului și m-a făcut vrednic de viața veșnică a Iarului, dar mai mult mă crezi nu te păcătuim. Preamiată tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun, pentru aceasta mă hotăresc, cu ajutorul Harului Tău, să mai păcătuiesc și să fug de orice privește păcat. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Medităm la momentul în care ai fost acuzat pe nedrept, momentul în care oamenii, în frunte cu mai mari poporului, te-au dus în fața lui Pilat, îmbrăcat cu o haină simplă și purtând pe cap o coroană de spini. Tu, judecătorul lumii, ești judecat de oameni. De frică, Pilat, în fața mulțimii, își spală mâinile, zicând: Eu sunt nevinovat de sângele acestui drept. Și zicând acestea, te dă pe mâna lor, pe mâna mea. Și astăzi ești condamnat de către noi, ori de câte ori refuzăm să te ascultăm. Mai rău e că te învinuim de fiecare dată când ne merge rău, când nu îndeplinești voia noastră, uitând că, de fapt, trebuie să facem voia Tatălui. Și eu am făcut parte din mulțimea ce te-a condamnat la moarte. Iisuse, fără a te împotrivi, fără a spune un cuvânt, ai acceptat sentința nedreaptă dată de Pilat. Te rugăm, Doamne, dă-ne cuvinte care să alunge îndoielile. Dă-ne cuvinte
care să mângâie. Dă-ne cuvinte care să ne umple de bucurie. Dă-ne cuvinte care, asemenea săgeților, să străpungă inimile, asemenea apei să potolească setea, ca și focul să aprindă. Dă-ne cuvintele tale, singurele, care nu vor trece niciodată. Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. O cruce mare, Iisuse, stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Cărți, Sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea. După ce ai fost condamnat la moarte, după ce ai fost biciuit cu cruzime, ai fost nevoit să iei crucea pe umeri. Văzând-o, ți-ai deschis brațele și ai primit-o, pe cea pe care ai așteptat-o 33 de ani, pe aceea prin care aveai să ne mântuiești. El a purtat suferințele noastre și cu durerile noastre s-a împovărat. Odată cu crucea, ai luat asupra ta toate păcatele noastre, mari și mici. Ai vrut să bei paharul amar pe care ți l-a dat Tatăl. Ai vrut să faci voia Lui. Iar eu, îngânfat fiind, ți-am adus crucea. Te-am silit să o porți până pe muntele Golgota. Nu m-am gândit la greutatea ei. După ce te-am condamnat la moarte, m-am oferit să-ți aduc crucea. Crucea mea, care e prea grea pentru mine. Iisuse, de bunăvoie ai acceptat să iei asupra ta, prin cruce, păcatele noastre. De aceea te rugăm. Amin. De noi și de întreaga lume. Iisuse, te ia arătare, puterile le-au treia. Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci Hristos, Sfânta ta cruce, ai răscumpărat lumea. Luând crucea pe umeri, ai pornit la drum, un drum lung și anevoios. Mergând, din cauza oboselii, a rănilor pricinuite de biciuiri, a drumului pietros și a crucii grele, te clatini și cazi pentru prima oară. Ai căzut, fiind străpuns pentru nelegiuirile noastre, zdrobit pentru păcatele noastre. Prea multe păcate, prea multă indiferență. Soldații te îmbrâncesc, nefiind impresionați de suferința ta, și te silesc să te ridici pentru a-ți continua drumul. Câtă nepăsare! Istovit, încerci să te ridici, iar eu stau pe margine, uitându-mă la tine, fără a te ajuta. Sunt multe momente în care oamenii refuză să ofere ajutor. Fugim de îndatoririle noastre pe care le avem. Însă tu ne vrei statornici în drumul pe care îl avem de parcurs. Asemenea ție, te rugăm.
Am căzut de multe ori, am alunecat pe drumuri periculoase, ne-am împiedicat în pietrele orgoliului, am căzut în lanțurile viciilor, orbiți de minciună, ajută-ne să regăsim toată frumusețea fragilă a umanității noastre, care ai vrut să fie a ta. Ai milă de noi și de întreaga lume. În drum spre Golgota ne tânește, de-i prea mâhnita Maica sa, durere mare cât cuprinde, văzând cum suferă și ea. Stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe mama sa. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Și prin sfânta ta crucea răscumpărată lumea. În cele din urmă, te ridici și îți continui drumul ce trebuie parcurs. În drum o întâlnești pe cea care ți-a fost alături mereu, pe cea care este neprihănită, pe Maica ta care, la vederea suferinței tale, este îndurerată. Privirile voastre se întâlnesc, în ochii tăi se citește o suferință nemai întâlnită, iar în privirea Mariei se vede o durere ce nu poate fi descrisă în cuvinte. Mama îndurerată își privește fiul în suferință, neputând decât să se roage, deoarece ochii mi s-au întunecat de plâns, căci a plecat de la mine cel care era mângâierea mea. Suferința ta, Iisuse, a fost cu atât mai greu de suportat, cu cât ai văzut-o pe Maica ta îndurerată, iar durerea Mariei este una ce nu va putea fi vreodată simțită de cineva. Ori de câte ori te condamnăm la moarte, prin faptele noastre, prin păcatele noastre, Maria, mama ta și a noastră, suferă împreună cu tine. Orice mamă este cuprinsă de durere când fiul ei suferă, iar de fiecare dată, Maria este alături de fiecare fiu și fiică în parte. Avem nevoie de un fir de speranță. Oricât de subțire ar fi, este de ajuns. Îl vom strânge și ne va aduce siguranță. Avem nevoie de lumină. Chiar dacă este slavă, o vom proteja și va lumina drumul nostru. Avem nevoie de o scânteie din focul tău. Pune-o în inima noastră, va arde pentru tine și va incendia lumea. Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. În zilele Sfântul Vinăciere, îi duce crucea lui Iisus, dar cunoaște cine-i Domnul, ne vine ucenic supus. Stațiunea a cincea. Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci și Sfânta ta crucea răscumpărat lumea. După întâlnirea cu mama ta îndurerată, drumul e și mai dificil de străbătut. Cu greu mai poți sta în picioare. Văzând aceasta, soldații zilesc un trecător ce venea de la câmp.
pe nume Simon din Cirene, să-ți ducă crucea. La început, Simon refuză să te ajute, de frică să nu aibă probleme, să nu fie considerat un ucenic de-al tău. Însă, obligat fiind, acceptă să te ajute să-ți duci crucea, făcându-i se milă de tine. Un om al durerilor, ce nu avea chip sau frumusețe. Aflând cine ești, Simon devine ucenicul tău, ajutându-te cu bucurie. Cine vrea să fie ucenicul meu, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Când am văzut că abia mai puteai merge, m-am dat la o parte, pentru a nu fi silit să-ți duc eu crucea. Mă tem de cruce. Încă o dată, mi-a fost frică să te ajut. Te-am renegat. M-am îndepărtat de tine. Tu însă ai tăcut. L-ai acceptat pe Simon din Cirene să te ajute, arătând că oricine vrea poate să te urmeze. Te rugăm, nu existam când, în liniștea spațiilor infinite, în care imensul întâlnește veșnicul, tu ai pronunțat, facă-se voia ta. Nu existam atunci când tu ai schimbat furtuna în adiere ușoară și ai făcut colinele verzi și marea. Nu existam atunci când tu, în spulberea fără formă, ai trasat chipul unui copil. Acum, în prezentul fiecăruia, în adâncul ființei, glasul tău ne cheamă. Ai nevoie de noi, ne chem și chiar ne chem pe nume. Te rugăm! Ai milă de noi și de întreaga lume. Și Veronica mă rămâne, o milă din de Domnul lui, pe care de necunoștință se întipărește. Stațiunea a șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu năframa ei. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce o parte din drum ai fost ajutat de Simon din Cirene, acum ești nevoit să-ți continui drumul, ducând singur crucea. În timp ce mergeai, din mulțimea ce doar privea la tine, o femeie pe nume Veronica se apropie curajoasă, ștergându-ți fața plină de sânge cu o maramă. Despre tine îmi spune inima, caută fața lui, arată-ne fața ta și vom fi mântuiți. Veronica a avut curajul de a veni la tine într-un moment greu, pentru a șterge fața, iar eu, de frică, stăteam ascuns în mulțime, privind la chipul tău plin de sânge și răni. Eu nu am avut curaj, asemenea Veronicăi, să vin să te ajut. Stăteam ascuns în mulțime, pentru a nu fi silit să te ajut. Și astăzi fug de suferință. Nici azi nu am curajul să ajut pe cineva care are nevoie de mine, însă am pretenția să fiu ajutat. Iisuse, în semn de mulțumire, ți-ai întipărit pentru totdeauna chipul tău sfânt pe marama Veronicăi și în inima ei. Tu ești cel mai frumos dintre fiii oamenilor. Te-am recunoscut în cel închis, în sărac, în cel bolnav. Tu ești cel mai frumos dintre fiii oamenilor, te-am găsit în misionar, în medic, în muncitor.
Tu ești cel mai frumos dintre fiii oamenilor. Te-am văzut în copil, în cel înfometat, în colegul de bancă. Tu ești cel mai frumos dintre fiii oamenilor și ești în fiecare om, Doamne, pentru că ai voit să ne creezi după chipul Tău. Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Din nou, Hristosul cruce care, căci e atât de copleșit, la cea mulțime de păcate pe care noi ne-am săvârșit. Stațiunea a șaptea. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci sfânta ta cruce a răscumpărat lumea. Drumul e lung, crucea mai apăsătoare, păcatele noastre mai multe, iar tu, regele regilor, cazi pentru a doua oară. O cădere mai dureroasă decât cea dintâi. Păcatele noastre își pun amprenta asupra ta. Eu însă sunt vierme și nu om. Toți cei care mă văd își bat joc de mine. A doua oară ai căzut? Eu care credeam că prima cădere a fost o întâmplare. Dar oare de câte ori eu nu am căzut în vechile păcate? De câte ori regretam păcatul, cel săvârșeam, apoi a doua zi comiteam același păcat? De câte ori nu mi-am bătut joc de tine, umilindu-i pe cei din jurul meu, râzând de ei? De prea multe ori. Tu însă ai căzut din cauza numărului mare de păcate, din cauza indiferenței noastre. Ai suportat și suporți zi de zi toate indiferențele noastre. Sub greutatea crucii te ridici pentru noi, pentru a ne mântui și îți continui drumul pietros și foarte greu. Ar fi putut să fie portocaliul răsăritului de soare, o imensă întindere a mării. Putea să fie înălțimea candidă a unui vârf de munte. Putea fi zbaterea argintie al unui pește sau primul scâncet al unui nou născut. Putea fi o culoare, un sunet, un strigăt care să-mi vorbească de Dumnezeu. Dar nu, a fost chiar trupul tău căzut și care continuă să cadă în milioanele de oameni care a golit inima mea pentru ca să se umple de tine. Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Femeie plângândă colșoară, pe drumul greu chinuitor, Iisus îndeamnă să nu plângă pe el și pe copiilor. Stațiunea a opta. Iisus mânghie pe femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Drumul pe care mergeai era pe margini, plin de oameni ce se uitau la tine. Printre aceștia erau și femeile din Ierusalim care pline de milă și groază plângeau. Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Plin de răni și sânge, istovit de crucea grea, ai puterea de a alina femeile care plâng. Aflat în suferință,
ți se face milă de noi și ne mângâi, chiar dacă Tu ești Cel care trebuie mângâiat. Și eu plâng împreună cu femeile din Ierusalim, gândindu-mă la momentele în care puteam să ajut, dar n-am făcut-o. Când o persoană suferă, nu putem simți durerea ei. Vedem doar durere exterioară, dar nici de cum suferința prin care trece. Simțim doar durerea noastră, uitând de ceilalți. Când suferim, facem tot posibilul pentru a afla toată lumea durerea ce o simțim, căutând mângâiere, fără a ști că în acel moment cineva suferă mai mult ca noi. Simțim doar durerea noastră și atât. Însă Tu, Iisuse, suferind mai mult ca oricine, nu Te-ai gândit la durerea Ta, ci Ți-ai îndreptat atenția asupra suferințelor oamenilor. Femeia este cea care poate să crească viața și să o consume zi după zi pe a ei. Poate să lupte până la moarte cu curajul martirilor și forța sfinților. Poate să uite cu bucurie, dăruindu-se fără să ceară nimic. Poate să urle în liniște toată durerea lumii, ca cea pe care ai voit-o alături. E o femeie pur și simplu, ca și mama Ta, Doamne. Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Când pentru a treia oară cade, călăriul împing și îl bat, și noi ne asemănăm cu dârșit, atunci când facem. Stațiunea a noua. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci prin sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Drumul devine din ce în ce mai greu de străbătut. Crucea e mai grea ca la început. Rănile sunt mai dureroase, iar Tu pentru a treia oară Te clatini și cazi. O cădere mult mai dureroasă. Căzând, crucea cade peste Tine, înfingând mai adânc spinii din coroana ce ai primit-o de la oameni, de la Mine. Păcatul oamenilor s-a adunat asupra Mea. Ca o povară grea mă copleșește. Văzându-Te cum cazi din nou, mi-am amintit încă o dată de căderile mele dese în păcat. Fiecare cădere în păcat e mai grea și mai dureroasă. Oare voi putea cândva avea curajul de a nu mai cădea în păcat? De a rezista ispitelor? Ești împins de călăi, silit să te ridici cât mai repede. Văzând că încerci cu mare greutate să te ridici, prind curaj și te îmbrâncesc. Te acuz pentru că nu vrei să te ridici. Te fac vinovat de greșelile mele. Mă asemăn cu toți cei ce te lovesc, cu toți cei ce te învinuiesc că nu le merge bine în viață. Singur, neajutorat, îți aduni ultimile puteri și te ridici. Nu vrei să mă lași singur. În ciuda comportamentului meu urât, vrei să-ți continui drumul pentru a mă mântui. De asemenea, nu e urât să cazi și să descoperi parfumul pământului, să găsești limitele proprii, să simți în gură un gust amar, să te gândești singur și să te gândești: nu mă mai ridic.
să înveți pentru o clipă de la copaci, care nu obosesc niciodată să înalțe spre cer ramurile bogate, să descoperi forța, curajul și bucuria și să întâlnești mâna ta, Doamne, care o caută pe a mea. Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Iisuse, despuiate, haine, iar rănile cumplite lor, și dezbrăcat ce greu ai bine, să stea în văzul tuturor. Stațiunea 10-a. Iisus este dezbrăcat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După un drum lung, greu de parcurs, după ce ai purtat crucea plin de răni, ajungi pe muntele Golgota. Ești istovit. Ai vrea să te odihnești puțin, dar soldații vin și te dezbracă de haine. Își împart hainele mele. Din călcâi până în creștet, nu este nimic sănătos în mine, numai vânătăi și răni. Ți-au luat și hainele de pe tine, împărțindu-le între ei. Mulțimea toată te privește și eu te privesc. Ești plin de răni și sânge. Nici o părticică din tine nu a scăpat de cruzimea oamenilor. Ești acoperit numai de răni și sânge. În tine văd consecințele păcatului. Pe tot drumul m-am ferit de tine sau te-am făcut să suferi. Am ascultat cuvântul omului, uitând de cuvântul lui Dumnezeu. Și azi când te văd stând la colț de stradă, cu mâna întinsă, când te apropii de mine pentru a-mi cere o bucată de pâine, fug de tine. Tu însă, pentru mine ai vrut să înduri orice suferință. Întâi era un grăunte micuț, apoi frunze fragile, apoi un pai superb și spicul auriu între explozie de viață. Dacă bobul, spuneai tu, nu moare, nu va da rod, iar eu am dorit să mor pentru a fi pâine proaspătă, să mă pierd picătură în izvorul limpede sau brazdă în pământul care hrănește, pentru a fi nimicul ce eram în totul ce ești tu. Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele curat. El suferă ca să ne spele de răutate și păcat. Stațiunea a 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce ai fost dezbrăcat de haine, soldații te pun pe cruce pentru a te răstigni. Prin cruce vrei să ne mântuiești, acceptând cea mai umilitoare moarte. Vrei să ne împaci cu Tatăl. Soldații îți bat în mâini și picioare cuiele ce te vor lega strâns de crucea mântuirii. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Și eu astăzi, prin fiecare păcat, te răstignesc. Ai fost obligat să fii răstignit. Nimeni nu te-a întrebat nimic. Nimeni nu a vrut să știe ce simți.
Nimeni nu se gândea ce vei simți când mâinile tale vor fi străpunse de cuie. Ce ai simțit când cuiele ți-au găurit palmele și picioarele? Ceea ce simți zi de zi când ești răstignit prin păcatele noastre. Prin pironirea ta pe cruce ne-ai dat șansa de a fi liberi. De asemenea, au tăcut îngerii în cer. Ai fi putut să strângi din pumn și să spui nu, abandonându-le în nebunia noastră oarbă. Au tăcut îngerii. Am fi înnecați în adâncurile râului. Au tăcut îngerii, ascultând loviturile surde în lemn. Tăcură îngerii, în timp ce inima mamei murea. S-au bucurat îngerii în Fiul perfect, plin de iubire necreată. Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Stațiunea 12-a. Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Când voi fi înălțat de la pământ, îi voi atrage pe toți la mine. După ce mâinile și picioarele ți le-au prins în cuie, ești înălțat de la pământ, atrăgând privirea tuturor. Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel care a luat asupra Sa păcatele omenirii. Atârnând pe lemnul crucii, în timp ce erai răstignit, te rugai pentru călăii tăi, pentru întreaga omenire. Oamenii ce te priveau te batjocurau, voiau să te dai jos de pe cruce, pentru a crede că ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Uitându-te în jur, ai încredințat-o pe Maria, mama ta, ucenicului care îl iubeai. În acele momente te simțeai singur și într-un moment de slăbiciune omenească ai strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De fapt, nu te-a părăsit, a vrut să faci voia Lui. Ai vrut să ne împaci cu El, sacrificiul suprem, să-ți dai viața pentru noi. Tâlharul din dreapta ta a regretat greșelile care le-a făcut și te-a rugat să-L iei cu tine în ceruri, deoarece credea în tine, iar tu i-ai promis că va fi cu tine în împărăția cerurilor. Cu glas puternic ai strigat: S-a săvârșit! Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Prin moartea ta, ai dus la bun sfârșit misiunea pe care ți-a încredințat-o Tatăl, mântuirea omenirii. Poate ar fi fost un apus liniștit, preludul unei seri oarecare, dar strigătul care rupse liniștea a rămas suspendat în aer. A fost un strigăt de moarte, de abandonare dezolată, și totuși aducea viața și lumea a fost învăluită în pace. Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Când trupul ai dat jos de pe
Stațiunea a 13-a. Iisus este luat jos de pe cruce și așezat în brațele mamei sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce ai murit, trupul tău a fost dat jos de pe cruce și pus în brațele mamei îndurerate. Maria, câtă durere! Mama își privește fiul fără suflare. Voi toți care treceți pe cale, priviți și vedeți dacă există vreo durere ca durerea mea. Durerea ta, Marie, nu va fi simțită vreodată de cineva. Moartea e dureroasă pentru cei ce rămân în viață. Pentru aceia care îi privesc pe cei dragi, întinși fără suflare, pentru cei ce rămân singuri. Când o persoană apropiată moare, simți cum ceva din tine se stinge odată cu ea. Marie, fii alături de toți cei care îi pierd din cauza morții pe cei dragi. De asemenea, ai spus, când voi fi înălțat, voi atrage pe toți la mine. Dacă tu ai fi venit în slava ta, între cete de îngeri și sunete de trompetă, am fi tremurat de frica puterii tale. Dar ai venit ca fiul unei femei, născut copil, și am dorit să te întâlnim. Dacă tu ai fi venit cu balanța binelui și al răului și cu spada cu două tăișuri, am fi tremurat de frica judecății tale. Dar ți-ai întins brațele pe cruce, iar fața ta marcată de durere a câștigat toată iubirea noastră. Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Iisus e îngropat cu jale, într-un mormânt nou și curat. Să-i dăm și noi ca locuință un suflet bun nevinovat. Stațiunea 14-a. Trupul lui Iisus este așezat în mormânt. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. După ce trupul tău a fost în brațele Mariei, acum este așezat în mormânt. Însă după 3 zile, minunea se va împlini. Căci Hristos a înviat din morți ca pârgă a celor care au adormit, dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce rod bogat. După ce ai fost biciuit, lovit, batjocorât, îmbrâncit, răstignit, acum timp de 3 zile te vei odihni pentru a reveni în glorie. Te-ai făcut asemenea nouă, afară de păcat. Scoală-te, Doamne, din acest somn de moarte. Te-am ucis, Iisuse, negând nevoia noastră de tine. Dar nu puteam să trăim în lume fără Dumnezeu. Ești din mormântul în care te-am închis, negând iubirea care o ai pentru noi. Cheamă-ne și ne vom întoarce să invocăm numele Tău. Sparge inimile noastre de piatră și vom regăsi bucuria de a fi frații și fiii Tăi. Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. O, Doamne, noi am fost pricina, așa de mult ai suferit, dar Tu în marea ținurare ne iartă.
Îți mulțumesc, Iisuse, că mi-ai dat harul să facă această cale a crucii. Cât de repede a trecut timpul acesta! Ce plăcut este a fi și a suferi împreună cu tine! Aș vrea să sufăr și pentru aceia care sunt mai puțin sensibili la dragostea ta. Privește spre mine, o Iisuse, și fii mulțumit. Inima mea o las lângă crucea ta, ca să sufere împreună cu tine. Ajută-mă să iubesc suferința și să nu uit niciodată cât ai suferit din dragoste către mine. Amin. Să ne rugăm, după intenția Sfântului Părinte Papa Francisc și pentru dobândirea indulgenței. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Prin patima și moartea pe cruce a Domnului nostru Iisus Hristos, să ne binecuvânteze atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Să mergem în pace. Amin.